Mirela Șerban este educatoare la grădinița cu program prelungit Constantin Brâncuș, iar până în luna martie anului trecut administra și două blocuri ANL din zona de Barcader. Oamenii au sesizat atunci că sumele pe care aceștia le datorau la utilități și pe care administratorul le afișase la vizier erau mult mai mari decât sumele din facturi. Atunci Mirela Șerban a fost demisă și împotriva sa s-a făcut plângere la poliție. Am cerut după aia, ca persoană fizică la District Gaz, copie după facturi, să putem să vedem mai repede cazul, dacă este adevărat real sumele de pe facturile care se emiteau către ANL cu cele afișate pe avizierile respective. Și am observat că există diferențe de sume, de suma reală aflată pe factura respectivă față de avizierul care era afișat pe luna în curs. Se pare că fostul administrator a creat un prejudiciu estimat în urma unei expertize contabile la suma de aproximativ 300 de milioane de lei vechi. Mirela Șerban este acum cercetată de polițiști pentru delapidare. În acest caz, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de delapidare. Persoana în cauză este suspectată că în calitate de administrator al unei asociații de proprietari și-a însușit o sumă de bani din caseria acestei asociații. Nu mă fac vinovată de nicio acuză care mi se aduce și până la pronunțarea unei instanțe consider că orice afirmație făcută de dumneavoastră sau de oricine este eronată, iar justiția nu se face în presă, se face acolo unde este locul. Conducerea grădiniței la care Mirela Șerban lucrează nu știa că educatoarea este cercetată pentru delapidare. Mie nu mi-a trezit suspiciuni niciodată ea ca și colegă. Pentru că este în primul rând, ea este și metodist al inspectoratului școlar și am îndeplinit niște criterii de performanță. Este un etalon în rândul educatoarelor.